Bun găsit, dragi berbeci, și bine ați venit la etalarea voastră pentru luna mai. Sunt mesaje, sunt energii curente pentru sufletul vostru. Vom vedea relația dintre voi și ceilalți sau dintre voi și o anumită persoană. Vom utiliza tot jocul relațiilor, apoi vom clarifica cu tarotul umbrelor și în final va fi și un mesaj frumos din partea arhanghelilor, din partea oracolului. Și acestea fiind spuse, dragii mei berbecuți, haideți să începem. Să vedem pentru voi. Vă sfătuiesc să ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau semnele zodiacale cu care voi intrați cel mai des în contact pentru o mai mare acuratețe a detaliilor. Nu uitați că sunt și filmările zilnice, tot pe zodii. Intrați acolo și vedeți ce se întâmplă cu voi. La baza pachetului avem un 9 de monede, împăratul, 7 de spade și 3 de monede, puterea iarăși. Tind să cred că într-un cerc de prieteni, undeva într-un grup, ceva v-a dezamăgit sau ați aflat de o treabă așa mai mișelească făcută de către o persoană din jurul vostru, poate o autoritate, sau poate discutăm despre faptul că voi poate ați fost mai vicleni așa ușor sau ați încercat să negociați ceva anume sau ați încercat să vă sustrageți dintr-o situație, dar tocmai pentru împlinirea voastră, în special din punct de vedere financiar. Pentru unii berbecuți, pentru unii poate fi vorba de un personaj cu autoritate în viața voastră care în această perioadă să știți că vine și vă ajută să vă stabilizați, să vă umpleți pur și simplu sufletul de împlinire, de bogăție, poate fizică, da, dar în special emoțională. Hai să vedem despre ce-i vorba. Situația 3 de cupe, ce gândiți voi, regele de cupe, ce simțiți voi, cavalerul de cupe. La baza manifestărilor voastre, spânzuratul, în exterior, 2 de spade, ce simte cealaltă persoană, asul de bâte, sau ce simt ceilalți și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, aveți 10 de monede. Și după cum spuneam, aveți și un 9 de monede la baza pachetului. Păi, dragii mei berbecuți, în primul rând, așa ca și mesaj general aici, să știți că văd o asociere, o împlinire, poate să aibă legătură iar și cu zona emoțională, să știți, pentru că aveți multe cupe în zona voastră, sunt cupe ca și relație dintre voi și ceilalți și tind să cred ori cunoașteți pe cineva, ori într-o relație anume din viața voastră lucrurile decurg foarte, foarte bine, poate în parteneriate, poate în afaceri, văd totuși elemente de noutate aici. Acum ori noi activități pe care le faceți împreună cu partenerul sau cu partenera sau persoane noi pe care e posibil să le cunoașteți în această perioadă. Ce gândiți voi, regele de cupe? Păi voi ori aveți în minte un personaj, în special dacă sunteți doamnă, ori aveți în minte zona aceasta medicală sau o persoană care se ocupă cu oamenii, cu vindecarea, îi ajută, poate să fie un psiholog, un medic sau poate chiar aveți legătură cu zona medicală în această perioadă. Să știți că sunteți foarte bine aspectați din acest punct de vedere, văd că reușiți ori să găsiți o soluție, ori mergeți și faceți ceva în acest sens. Pentru alții dintre voi poate să fie vorba de un personaj cu o influență foarte mare asupra voastră, în special un bărbat. Chiar dacă sunteți bărbat, chiar dacă sunteți femeie, dar în special dacă sunteți femeie, deci e un bărbat cu o influență foarte mare asupra voastră, un bărbat foarte drag sufletului vostru. Nu e neapărat să fie vorba de zona dragostei, dar putem să discutăm și despre un prieten, un frate, un coleg, un vecin, o persoană foarte apropiată vouă. Bineînțeles, v-am spus, pentru unii, da, e valabil și pe zona aceasta emoțională. Pentru bărbați, cred că sunteți mult mai emoționali în această perioadă și sunteți mult mai sensibili, dragii mei berbecuți. E normal să fie așa, Marte încă mai este în rac și poate vă face și pe voi așa mai sensibili, poate vă doriți o mai mare stabilitate din punct de vedere emoțional, din punct de vedere familial, de ce nu? Și ce simțiți voi, cavalerul de cupe? Păi aici ori mergeți și faceți o ofertă cuiva, ori vă doriți să faceți un drum în acest sens, în această perioadă. De asemenea, văd că parcă e o perioadă în care vă doriți iubire, chiar vă doriți foarte multă afecțiune. E o perioadă în care ori dați multe telefoane, ori primiți vești, dar pentru unii berbeci eu cred că veți cunoaște o persoană nouă sau se reaprinde flacăra într-o relație, într-o situație. Poate vă împăcați cu cineva din familie, da? Pentru alți berbecuți. La baza manifestărilor voastre este spânzuratul. E interesant cu acest spânzurat aici. Pentru că vorbește de un blocaj, un blocaj foarte puternic pe care îl aveți, e ca și cum vă simțiți pedepsiți, vă simțiți sacrificați. Poate e o situație în care e nevoie de sacrificiu, pentru că e adevărat, în exteriorul vostru se cere o decizie, în exteriorul vostru cineva
nu își etalează atât de bine sentimentele, emoțiile. Și e normal să fie așa. Poate are legătură cu un grup de oameni. Iarăși aici vă văd că sunteți într-o situație în care parcă e nevoie să stați strâmb și să gândiți drept sau invers. Da. E o energie foarte puternică acest spânzurat de aici. Mai departe, în exterior aveți doi de spade. O persoană sau cineva are de luat o decizie în ceea ce vă privește sau, la modul general vorbind, cineva parcă este pus într-o situație în care se menține acolo ferm pe poziții, dar nu își exprimă sentimentele, nu își exprimă emoțiile. Și poate acest lucru vă și face pe voi așa să vă simțiți ca într-un blocaj sau nu primiți anumite informații, da? Sau cineva se abține să vă ofere niște informații sau cineva acolo stă cu sufletul la gură, se gândește în tot felul de locuri, dar nu exprimă cu adevărat anumite lucruri. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Știți că pentru unii dintre voi, cuiva îi se reaprinde așa o flacără pentru sufletul vostru, ca să spun așa. Cuiva îi se aprind călcâile din nou, dragii mei berbeci, ori după voi, ori e o persoană nouă. Văd de asemenea activități noi, tot felul de vești pe care le primiți din zona familiei, din zona prietenilor, din zona unei persoane foarte dragi vouă. Eu nu simt neapărat că e de dragoste pentru mulți dintre voi, mai degrabă aș merge pe zona aceasta medicală și pe zona profesională, da, sau personală, dar nu neapărat pe dragoste. Bineînțeles, pentru unii berbeci e posibil să fie vorba și de zona aceasta amoroasă, eu nu spun nu, dar dacă e așa, atunci să vă așteptați la schimbări, să vă așteptați la persoane noi, la activități noi, la ori se reaprinde flacăra într-o relație, ori cunoașteți o persoană nouă, ceva faceți voi aici. Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Aveți un 10 de monede. Cineva aici își dorește o stabilitate financiară cu voi, cineva își dorește o familie, cineva poate un grup de oameni în care faceți parte, e lângă voi, vă ajută, are grijă exact ca de un copil, ca să spun așa, vă simțiți bine într-un grup, cineva are grijă de voi în această perioadă, cineva este lângă voi și poate discutăm de colegii de la muncă, da, poate e o energie bună acolo, cine știe. Dar în special și zona aceasta financiară este foarte bine aspectată pentru voi, dragii mei berbecuți, poate ajutor din partea unui grup sau ajutor din partea unei persoane noi sau noi activități de a face bani. Deci ceva aici totuși se întâmplă. Dar eu tind să cred că e posibil să reluați relațiile cu un grup anume, deci niște schimbări în acest sens în exteriorul vostru. E adevărat, nu le priviți voi cu ochii cei mai buni, dar hai să vedem mai departe cu tarotul umbrelor. Vreau să clarificăm în primul rând spânzuratul aici, să vedem despre ce-i vorba. Aveți 7 de spade, da, ceva vă dezamăgește, dragii mei berbecuți, ceva nu vă pune într-o situație foarte bună. Văd niște pregătiri pe care le faceți și o veste pe care o primiți, o veste care ar presupune să vă cam schimbați așa nițel modul vostru de a relaționa, modul vostru de a vă exprima. E ceva care vă blochează acolo și nu prea vă lasă pe voi să vă exteriorizați și să vă extindeți chiar așa cum vă doriți. Și iarăși văd noi activități secrete pe care le aflați. Dacă aveți treabă cu zona medicală, e o perioadă bună, da, puteți să aflați tot felul de lucruri în acest sens. E o perioadă bună de vindecare, va intra și Jupiter în Pești în această lună, deci cu siguranță lucrurile sunt bune. Acum depinde când vă uitați la filmare. Și văd schimbări și vești care vin către voi. V-am spus inițial posibil să vă dezamăgească, dar apoi văd că vă pregătiți pentru ceva anume, mai stabilizați acolo lucrurile eventual, e ca o mică mare petrecere, ca o mică mare sărbătoare, da? Sau poate la o zi de sărbătoare, orice ar însemna acest lucru pentru voi și văd aici o veste frumoasă pe care o primiți. Interesant, hai să vedem mai departe cu acest 2 de spade, sunt foarte curioasă. Șapte de cupe, da, o persoană își face foarte multe iluzii în ceea ce vă privește, dragii mei berbeci, și cineva poate se dezamăgește, cineva e dezamăgit, cineva nu are toate informațiile necesare și își face tot felul de iluzii. Poate aflați o veste care vă cam schimbă în cel stilul de viață și atunci cineva din jurul vostru se îngrijorează destul de tare, ca să spun așa, dar o face și într-un mod din acesta mult prea iluzoriu, da? Cineva își face foarte multe iluzii, cineva nu vede situația chiar așa cum o vedeți voi. Pe voi vă văd mult mai pozitiv, mult mai ok, dar cineva din jurul vostru posibil să-și facă mai multe griji decât e cazul. Și aveți un cavaler de spade și roata destinului, deci evenimente total neașteptate, foarte
importante pentru voi și care vin rapid, pe neașteptate. E interesant, deci e ceva ce descoperiți în această lună sau în această perioadă și asta e bine. Hai să vedem și oracolul arhanghelilor ce mesaj are pentru voi. Aveți așa inspirație artistică genială, wow! 27, da? 27 mai, 2 cu 7, 9, numărul 9, numărul 2, numărul 7, posibil și acest lucru sau ceva legat de, nu știu, 9, 19, 29, iarăși posibil și acest lucru. Este arhanghelul Jofiel care spune așa, te ajut să manifesti spontan starea de creativitate. Îți oferi inspirație și protecție în domeniul artelor inițiatice, facilitezi realizările artistice geniale și divin inspirate. Deci e o perioadă în care sunteți inspirați din punct de vedere divin și eu cred că aveți o putere fantastică în acest sens. E o perioadă în care posibil să fiți ceva mai emoțional, după cum am spus, decât de obicei. E o perioadă în care posibil să vă schimbați anumite gusturi, să vă schimbați anumite lucruri în viața voastră, pentru că e adevărat, e o perioadă așa de mic, mare blocaj, dar nu într-un sens negativ. E tocmai pentru a reuși voi să vă schimbați o anumită optică asupra unei situații. Interesant, dragii mei berbecuți, eu vă pupăcesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc și să ne revedem cu bine și la alte filmări.